Bună ziua la toată lumea. Am venit și eu de la bucătărie aici. Am făcut foc la bucătărie de pâine de mult. Acum am umplut-o cu lemne și de aia merge așa mai încet. Am luat și o pește. Am lămâie acolo, făina, să dau peștele pe făină și aștept puțin să mai asare. Este peștele la păstrăv. Este foarte bun și era proaspăt. Nu este înghețat, proaspăt. Și vreau să o prăjesc. Aș vrea mai multe din ea. Aș vrea și un pic cu tocăniță, eu știu, dacă le fac pe toate. Da, ursul mănâncă pește. Ale, nu, copiii nu mănâncă și ursul. Fac numai pentru mine. Și Georgia n-am înțeles că mănâncă. Afară este o vreme foarte, foarte, foarte friguroasă. Vă spun și vremea acum. Foarte friguroasă, plouoasă. Așa că mai plouă câte un pic. Vedeți? Dar e și frig. Asta e, asta e sezonul acum. Acolo mi-am pus floarea care aveam afară de la... Iar am uitat. Vedeți că am uitat numele. Am agățat așa pe drum să curgă jos pe la icoane. Am adus-o așa în așa fel unde sunt niște icoane pe acolo. Ca să aibă unde să lungească, să coboare jos vârfetele alea. Tot uit. Am făcut aici la bucătărie că n-am. Dacă nu e nimeni aici acum, adică fă la mine, acolo stau în casă și aici nu e nimeni acasă. Nu e nimeni în curte. Până nu trebuie să stau aceea. Să fac foc, să fac treburile, să cad deja și să fac fum la carne. Ce bucătăria patroane? Ia ei, când vine acasă, ia ei. Fiecare vrea bucatele. Și am văzut la Alin că... Am văzut la Alin filmarea. Că ea nu plătește curentul. Ferească Dumnezeu, că stă la felinar. Nu-i frumos să zic așa. Păi adică să face, de că nu plătește nici Alin Cleo, hai să să face 3 ani, au făcut pușcărie, au venit acasă. Ei n-au plătit nicio factură, dar 3 ani să face. Plătesc într-una. Las, să zic așa că stă la felinar, că Dumnezeu nu doarme. Dacă se gândește numai la mine să plătesc eu, nu doarme Dumnezeu niciodată. Nu că vreți eu acum că sunt rea. Păi, mă duceți tare. Nu e că vă duce numai pe filmare sau la mișto, așa, ca să fac o vizoră. Eu te-ai adevărul. Dar știți ce trebuie să fac? Să mă duc să tai toate capurile de la boilere. Să le tai cu cuțitul și pa, să nu mai fie șteche, să nu mai bagă nimica. Asta trebuie să fac eu. Asta mai trebuie. Păi eu sunt bătaie de loc lor. Păi nu să înțelege ce oameni. Ea vrea să consumă, el vrea să consume fără să dea bani. Fără să dea bani. Vor să consume așa, fără să plătească. Cu cine nu plătește? Chiar m-am minervat ieri, toată ziua, seara. Păi bătaie de joc. Că mie asta nu știu pe ce trăiește, mă, care să zică, măi, cum îi zice lui fiul, hai să dăm. Păi aia plătește de atâta timp toți banii ei, să duc pe curent. Hai. Frumos din partea ei. Foarte frumos. Să pun și ulei, prieteni, m-am minervat iar pe curentul ăsta, mă duc la balamuc. Păi nu mai suport niciodată. Nu mai suport, păi până când să plăcesc? De una singură. Păi ce sunt eu? Ce sunt eu? Consumă tot și eu? Pe asta trebuie să plăcesc, că din cauza lor, ferească Dumnezeu să rămân și eu. Și fără apă și fără nimic. Și păcat de copii, e păcat de copii, mă gândesc la copii. Da. Ar merita așa ceva pe parte. Să duc la bucătarul după aia, ferească Dumnezeu. Să încarci telefoanele, că mor fără telefoane, fără alea, să facă vloguri. O să fac infarct. Așa trebuia. Ferească Dumnezeu. Că sunt încurcată cu ei, cu aceeași problemă, cu același contoar. Dar meritau. Își merită soarta orice om. Își merită soarta, pentru că n-ai cu cine. Sunt niște oameni de nimic. Patroana și cu leu, ca să spun adevărul.
Că nu vreau să iau pe ocolitelea în niciun caz. Hai să-i lăsăm încolo. Prieteni, tot eu zic, hai să-i lăsăm până. Aici mi-am spălat vasele, am făcut. Că na, știți cum e. Trebuie să spăl vasele, trebuie să fac treabă pe afară. Cine face? Face patrona când o veni și ia soba în brață. Și atâta. Să gândesc numai la mâncare, să mai ai niște oi, niște porni, niște viței. Atâta. N-am văzut un cârnat să frig un ursul, să fac ceva. Câinii fac pe ușă, prieteni, unde să ziceți că eu să ne vină. De câte ori șterg ușa? Vedeți câinile cum stă pe geam pe ușă. Șterg ușa și eu și degeaba geamul. Și mai au și nămul acum, că plouă afară. Aici vreau să prăjesc peștele, în asta anticaie, și după aia să-l adun în cărticioara asta. O să pun și capacul. Nu știu, eu aș vrea să pun peștele prăjit așa în sos. Să fac sos așa cât de toate. Dacă vreau să fac și cu sos, dacă nu, nu și prăjit acum, eu știu. Eu aș zice că am mâncat și prăjit și cu tocăniță tot. Așa zic acum, eu știu. Am înțeles că se mănâncă și mâine. Și n-aș strica să am și mâine. Nu știu cum să fac. Hai să vedem ce iasă. Ce-o vrea Dumnezeu să iasă de aici? Prăjit sau și tocană? Felul 2. Nu știu. Mama m-a sunat aseară, Fernando, tot să mă duc la porci, că tăia porcii. Păi am zis, dar ce să mă duc dacă nu mănânc, nu mănânc cu prăjoală, nimic. Deci, așa să mă uit. Trebuie sărab. Da. Sărab. Că sunt niște oameni trântori care trebuie să le să uită la o femeie, la banii ei care iasă, să uită ei trântorii. Că ei nu ia bani. Ei le mănâncă așa. E fiecare dată când ia bani, pula București. Ca să zică că i-a dat acolo să nu mai aibă motiv. Să nu mai am motiv să zic nimic. Nu am venit nimic. Oameni din nimic care nu trebuie băgat în seamă, niciodată să nu-i bagă în seamă. Îl merită soarta, fiecare om. Cum își face, așa doarme. Și atent nu. Dar stăm curcate lui cu curentul cu ei, că i-aș lăsa baltă. Să-i las! Nu știu ce să fac. La ursul nu prea mai fac mâncare, așa că le face atunci, carne, mai face Georgiana. Fac și fac degeaba, pentru că nu iasă acum să mănânce, nu. Alex s-a mâncat, i-am făcut un ceai de dimineață, i-am prăjit pâine cu unt lui Alex. Leonardo nu este aici, este la mama lui, de aseară, să zicem. L-am dus eu acolo la parte, pentru că am vrut să duc acolo. Și nu pot să-i spun la copil, copilul trebuie să duc acolo, dacă el simte nevoia și-a luat toate echipamentele, toate cutiile cu el, să duc acolo. Am zis că una, să și mai joacă acolo. Alex, am văzut multe comentarii că de ce nu facem în așa fel, Alex să vorbească cu mama lui, să ducă la ea. Alex, dacă îi spun ceva, să vorbească cu mama lui, să-i răspundă la mesaje sau ceva, Alex se enervează. Nu vrea. Sub nicio formă. Vedem cu timpul, poate altă dată își dă el seama și o să se întoarcă să vorbească. Acum este și copilul, vă dați seama că n-a auzit multe, a văzut multe atunci și a rămas așa. Nu pot să-l oblig, nu pot să-i forțez copilul. Cum să forțez copilul? Hai! Am încercat să-i spun că n-a. Eu am încercat ca să fac bine, că am zis să-i fac bine și pentru copil, ca să fie și el altfel, n-a, să vorbească cu ea. M-am gândit la el mai mult. Dar nu vrea. Nu vrea el. Orice altfel trebuie să și vorbească cu ea. Chiar dacă nu mai este acest cu el, dar se vede comunică. Dar nu vrea. Dacă eu nu asta sfinte deocamdată, nu pot să obi. Dar cu această mâncarea, m-ați spus. Dar când stau în cap, ar fi cineva la spus.
face peștele. Mă vedeți acum. Mă vedeți cum să fac. Vedeți că nu mai e ușor de bucătărie, mai e ca la mine în față, dar mai e mai pun șorțul, peste planel, nu prea vine bine. Mai pun șorțul și eu îmi ghiște frică aici. Să pun de Crăciun, să le face pregătirile. Multe comentarii. Vorbesc, fac, unul așa, unii așa. Nu, doamne, ferească să bine de unii ce lume suntem. Am avut bucătăria 4 ani. Doamne, dar cine a ținut bucătăria asta? Cine a făcut? Cine a făcut curat în bucătăria asta? Vă știți că aseară am făcut curățenii la Leu în cameră. Am stat până la 11 noaptea, 11 jumate mi-am zis, până am făcut acolo curățenii, până am pus-o la loc. Până am șters oglindele, până am șters praful, până am șters și soba. Așa, că mai să-ți face cenușa, să pune cenușă, praf. Eu am făcut curățenie, dar eu n-am vrut să o filmez. Ce să filmez? Că fac curat lui Leu în cameră. Fac curat că nu suport eu casa așa să fie. Nu suport. Și vreau să fie curat. Când o să vină, o să fac la loc, e treaba lui. Eu fai la teoria pentru că nu suport că era mie în casă. Ia-i apa. Am luat, hai, mi-am mai dat la scolata mea. Până am găsit și chiar un patron acolo. Ce se întâmplă? Că nu se adăsește usturiau. Nu am văzut ce. Aici e usturoi, o să-mi trebuiască usturoi mai târziu. Curăț usturoi, o să vă arăt ce fac. Acum am zis să dăm cu peștele cu trebuie, pentru că trebuie să intru și puțin la varză de beci, pentru că s-a mai muiat varza și trebuie să mai bag acolo un budoi. Și o să mă apuc să mai târziu, seara, e mare, noaptea, pe lungă. O să fac ceva. Să-mi fac încet, așa, pentru că eu nu prea mi-am făcut lucruri așa. Nu prea mi-am făcut stan ce-mi trebuie. S-a făcut, dar s-a făcut prin zadar și cârnaș de toate. Măi, început să miroase, gata. Să facă fum, dacă nu merge hota. Am zis că să-mi iau hotă la mine, că fac, nu mai vine să fac nimic. Până la urmă, pentru că trebuie să fac bani. Și dacă trebuie să fac bani, nu să fac bani, să-mi fac un lucru, ca lumea să-mi iau ce-mi trebuie, îi dau în altă parte, știți cum e. Îi dau așa, că trebuie să dau. Voi ce părere aveți? Am ce părere aveți voi? Nu știu ce fac. Am tocat două pentru abace și tocăniță, pentru că nu ne gând acolo. Am tocat două cepe, una de gras, l-am lăsat puțin în apă. Aici avem bulion de casă și aici am pagea asta roșii tocate. Ceapa asta e foarte iute. Trebuie să avem dumne și aici. În partea asta, pentru a face sos. În cratița aia lăsăm așa mai încet, dar am vrut să pun în asta, că e mai, nu-i vorbim din asta așa mare. Dar eu știu dacă să mai prind din ea mult, că e subțire. Vă lăsăm așa. Să vă arăt și peștele cum arată în tigaie, de fapt că n-ați văzut. Ce arată peștele? Am dat
puțin făină pe aici. Ceapă. Lăsăm așa mai încetat, da? Ceapa. Hai să vedem, să vedem că se Ale lasă un pic ușa deschisă, un pic ușa. Păi știu că e frida. Îi las-o peștele, că nu știu. Cum vine? Salută și prietenii. Salută. Unde mi-ești pe? De ce nu stai în casă că ești? Tot să te îmbrăciți. Mă te duci și zici ori pe zi, Alex. Păi tot uiți. Păi tot uiți, da. Nu, păi bine tu să ieși la magazin, la magazin. Am tocat ceapa, am pus-o la cărit și acum pun și morcov, așa că vii. Oh! Am dat firmă. Alex! Nu mai umbla prin frigare. Asta-i părăcuna. Așa am vrut să pun la tocăniță pentru că arată bine așa de cor. Să fie cât mai bună, cât mai gustoasă, să arate bine. N-am vrut să pun... Am știut de inimă, dar am zis să fac în asta. Să nu mai pun în aia. Aici nu știu, să văd o punem la sos. Trebuie să pun și ardeiul. Să puneau multe chestii, să punem și măslinii și toate, toate. Ce nu să pun? Eu l-am făcut așa mai pierdut, nu l-am mai făcut cu budete mici. Dacă nu tot nu mănâncă copiii, dacă tot nu mănâncă copiii, am zis că pun și adie așa pe jumătate, adie ieți. Am pus și roșie. Okay.
frumoasă la peștele, să facă mai încet aici, să facă totul mai repede. Miros peste și în cap acum. Asta e, dacă vreau să mănânc, nu? Asta e, dacă să faci pe bine. Dar ce faci? Îmi comandă mâncare și nu mai găsesc ca să nu miros. Să pun un pic de apă la... la sosul ăsta. Un pic. Uitați mai bun. Am scos semința de la el, dar îi este o treabă. Și roșu, și de ăsta verde. Dacă tu nu mănâncă copiii pește, asta e. Îl facem sosul să fie picant. O să pun la pește aici la tocăniță, o să pun două de făi de dafin. Mi s-au vărsat toate boabele de piper. Și piper, boabe și cinto. Se dea miros frumos, gust. Am pus la tocănița aici, am pus și vegeta de legume. Delicat. Îmi spune vegeta. Vegeta, asta pune mâini, vă toată, pune vegeta. Cum arată sosul ăsta? Georgiana e acolo. Aici. Cum arată el? Arată bine. Morcu. Ce e ce mai gândesc la prăjit? Aici, am avut telefon. Aici este făcut. Asta din tugaie și mai să face puțin și aici am sos, foarte puțin. Mai punem unul și rămâne 2 prăjiți și 3 la tocăniță. De lăsat încet acum sarele. Aici l-am pus pe sobă să mai fac așa încet. Aici deja unim ăla. Îl lăsăm așa un pic pe plită până tot verdeața. Și aici am pus să fac o ligă. Un pic, nu mult. Un pic așa fac, nu mult. Că dacă fac mult, nu mâncăm și... Închide, vine un fric de afară. Am zis să stăm cu ușa deschisă cu miroasă peștele, să mai iasă mirosul, dar n-ai cum. N-ai cum, e fric afară, nu mânci. Am început deja să mă... să îngheț, așa. Poate și supă, dar cât să fac în bucătăria asta, în hala asta? Cât? Ei. Noi vrem să facă căldură, să nu poți să stai în bucătărie, să fii la mai eu. N-ai cum. Bucătăria mare, asta e. Nu-l mai lăsăm mult, pentru că a ieșit uleiul ăla și
Și pun și verdeața. Acum mă liga, prieteni, am început mai de mult. Dar cu cine mănâncă cu mine pește? Eu. A, ce nu mănâncă? Nu mănâncă ursul. Îi dă cu bucată de poftă. Ai, nu, dacă nu mănâncă, nu-l suportă, n-ai cum să-l luăm. Nu mănâncă la asta. Eu dacă nu mănânc cu oaie, eu nu pot să o mănânc. Bine, oaia are gust și miros. Păi, dar și peștele, pentru altul e... Eu dacă nu mănânc oaie, cum ar fi să iau să gust o bucată? Dar știți că mama mie de Paști, la noi la Paști, se gătește miere. Ei, în fiecare an când mi-a făcut miere, tot timpul mi-a prostit, am mâncat, că ne zicea că era ceva. Dar păi și cum? Mie, este friptura, cum nu vede? Păi nu vedeam. Nu simțea nimic, miros, gust, nimic, 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 nimic. Dar cred că țineam în halul ăla cu ce prea mult. Am făcut și mănăliva, mi-am făcut poftele. Peștele și de asta, ce să mănânc? Cu asta am rămas, cu mâncatul. Mâncărica, nu? Așa. Asta e dă și pe jos. Asta dă-mi o mărică că s-a limpit, dar abia curs. Am făcut-o mai tare, n-am mai făcut de aia mare. Uitați. Oh! Nu mai curge. De unde mai curge? Asta e bine făcută. Asta e făcută. Doamne, dar ce să dărâmă tot după mine? De ce? Mirez. Mirez, bravo. Uitați, prieteni, ce am făcut aici. Am făcut mămăliga. Deci ăsta peștele prăjit, doi pești, așa frumos, cu sălățică. Și aici e tocana. Nu mai pun eu pe farfurie ca să arăt. Îl arăt direct din carința. Arată bine, eu așa zic, e și bun. Vă mulțumim și vă dorim o sâmbătă plăcută tuturor. Salută și... O zi frumoasă să aveți. Să aveți o sâmbătă frumoasă, plăcută, călduroasă, fără frig. Și vă mulțumim mult. Pa, pa!